Imediat ne întâlnim și cu Connector, vedem cât de frumos s-a distrat în Zanzibar cu Mișa și cu fetița, dar până atunci mergem la următorul meu invitat care a îmbinat utilul cu plăcutul și vacanța cu munca și a petrecut 10 zile de vis în insulele Canare, distrându-se și pozând ca model pentru sezonul primăvară-vară al unor branduri din modă. Radu Itu, despre el este vorba, este acum aici să ne povestească totul despre vacanța sa și să ne spună dacă a lăsat pălăriile pentru modeling. Știți că omul e celebru cu pălăriile lui. Radu Itu! Să trăiți, domnule! Bine ai venit, mă, ești mai răbășit așa? Cu mai well, am venit direct din insulă. Din insulă. Avem o pălărie nouă aici la emisiune de purtat? Da. Bă, Radule, bă, păi am purtat aici o săptămână întreagă, două săptămâni pălării. Păi și dacă mai vrei, îți mai aduc. Asta ai făcută? Haide, ia un loc aici, că îmi place tare mult cum arată asta. Asta ne-a dus să o purtăm, să o dăm înapoi sau ne-o lași nouă? Cum vrei tu. Rămâne la noi, Greta. Treci-o pe devis, Greta. Dăm și noi 2 kg de mere, facem un barter corect. Sau banane. Sau banane. Radu, asta, în cât timp ai făcut pălăria asta? Arată foarte mișto. Păi după ce m-am reîntors. Bă, dar de unde îți vin, mă, ideile astea? Agăți un cui aici care îl prinzi cu ațe verzi? Păi, este semnătura mea pe pălărie. Pe care îl prinzi cu ațe verzi și dă așa ceva special. Da, nu știu, îmi vin ideile pur și simplu, mă plimb prin mai multe locuri și așa. Uite, aici, de exemplu, am pus 2 palmieri. Aici 2 palmieri pentru că ai fost inspirat de unde ai fost în vacanță acum. Din Fuerteventura, da. Super, bravo, mă, iasă. Și asta se poartă așa cu asta pe sub? Da, sau dacă nu, mai bine o dai pe spate. Mai bine pe spate, așa, stai un pic. Altă treabă. Invers, Cătălin, invers. Da, am văzut. Stai de cu... Așa. Altă treabă, mă. Ciuca de calul. E parcat. Radu Itu, oameni buni, îl cunoașteți, a fost la Ninja și este cunoscut în același timp pentru că face niște pălării senzaționale. Le găsiți pe Instagram. Da. Radu Itu, chiar așa pe Instagram. Radu Itu sau The Wild Hatter, da. Exact. Dar acum eu nu înțeleg, tu ai fost în vacanță sau la muncă? Că ai fost plecat în insulele Canare, nu? Da, în principiu m-am dus la muncă, dar am avut și vacanță. Ai fost la muncă? Da, am avut 2 zile de shooting, da? Și după cele după 2 zile am stat pur și simplu să explorez insula. Dar stai un pic, ai fost acolo să pozezi pentru diferite branduri internaționale foarte puternice, nu? Da. Și cum ai, adică tu ești într-o bază de date sau cum ai ajuns să faci data? Da, sunt freelancer de vreo 7 ani, am început să fac modeling. Și de 7 ani primesc diferite oferte, da. Sau clipuri, cine știe. După ce m-am întors din Fuerteventura, automat m-am dus până la Cluj să fac un clip. Super. Iar aici ai fost să faci o ședință foto pentru brand de haine sau pentru ce? Da, nu pot să dau nume, dar... Da, pentru un brand de haine, un nu? Brand de haine, da. Super tare. Bravo, mă, Radule. Frumos. Și ai fost acolo singur sau ai fost cu... Păi am mai fost cu încă 2 modele din România și încă am fost 3 din România și 4, parcă, nu, 5 din afară, da. A fost una din Argentina, da? Una din Sevilla și un băiat din Tenerife și unul din, nu mai știu exact de unde. Acum vreau să întreb, e bănoasă meseria asta de model? Păi depinde. De mai adică la nivelul tău, faptul că pozezi în străinătate acum... Da, am ajuns la un nivel în care pot să câștig foarte bine. Și să treci din treaba asta. Și să trăiesc, da. Pentru că la un moment dat sunt foarte mulți oameni care se întreabă, bă, poți să treci doar din modeling? Și iată că răspunsul e da, nu? Dacă îți place ceea ce dacă faci... Dacă ai pătrățele de astea, ciucă, deci nu e mai greu cu modeling. Păi am început să mă antrenez din nou pentru Ninja. Nu știu, da, să vedem. Deci vrei din nou la Ninja? Aș vrea, da. Deci, mă plimbam cu o prietenă de-a mea cu care am stat și în cameră model. Am stat și cu ea în cameră, Marta o cheamă. Dar eu zic Penelope pentru că dacă te uiți la ea și la Penelope nu vezi nicio diferență. La Penelope Cruz, nu? Penelope Cruz, da. Aici tot ești? Aici ești pe stomac cu gol, erai mâncat. Aici e dimineața, mă, pe stomac cu gol. N-ai cum să ai abdomenul ăla, mă, dacă ai mâncat. Nu? Da, și mă bucur că am cunoscut foarte... În ultimul timp am cunoscut numai oameni faini. Au stat numai oameni faini pe lângă mine și chiar am înțeles că ți-ai schimbat și iubita? Da. Sau ai iubită nouă, nu? Da, și sunt foarte, foarte Ana. Fericit. Da. E designer? Da, este designer. Tocmai este plecată la Milano acum. Acolo studiază? Studiază, da, Universitatea de Arte. Da. Și am înțeles că ești foarte îndrăgostit de ea, iar acum ești fără ea aici. Da, sunt fără ea, dar urmează să mă duc la ea. Peste o săptămână jumate. La Milano. Da. Foarte frumos. Deci, fetelor, băieților, dacă sunteți frumoși, înscrieți-vă unde să se înscrie mânele, că nici nu știu. Păi adică... să meargă la... Adică pe bune, dacă... Fetelor, băieților, dacă sunteți frumoși și arătați așa dimineața când vă treziți,
înscrieți-vă unde să se înscrie, mă, nene, că să sunt mai multe agenții, adică să dea... Înscrieți-vă la o agenție de modeling ca să puteți să pozați și să ajungeți celebri în toată lumea. Bă, Radule, felicitări, ești tare. Mulțumesc. Timp de pălării să mai ai. Da, așa este. Nu mai e bine, îți doresc. Doamne ajută să ai pătrățelele astea în formă și îți mulțumim mult. Radu, căutați-l pe Instagram. Nu tot pătrățe și ai pătrățele și după amiaza tu? Da. Unul la unul, a? A, rămâne doar așa. Din profil așa. Din... Hai că e bine. Din profil îți de oricum te aștept la antrenamente. Perfect. Omul ăsta se pregătește din nou de ninja. Perfect. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Să ai multă baftă. Așa a zis mai devreme că se pregătește pentru un nou sezon ninja, iar eu zic să-l încurajăm, nu? Adică...